Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, distinsă audiență, îmi permiteți să deschid ședința de susținere a tezei de doctor în științe medicale a domnului Grama Octavian cu tematica argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, ședința din 26 octombrie 2022. Salut prezența în sală a domnului director a școlii doctorale, domn profesor Șastri Fraț, și a tuturor membrilor comunității academice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Vestimițanu și a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, colegi interesați de discuția temei de astăzi. Conform deciziei Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare numărul 1 din 1 iulie 2022, s-a aprobat formarea Consiliului Științific Specializat de 331.03.29 la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Vestimițanu pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale a domnului Grama Octavian cu tema argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice, specialitatea 331.03 medicină socială și management, conducător științific regretatul profesor Constantin Lețcov și consultantul științific profesorul Cătmereu Miro. Componența Consiliului Științific Specializat, subsemnata Raiesc Elena președinte, Cazacu Stratu Angela, doctor științe medicale, conferențiar universitar, secretar științific, Spinei Larisa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar membru, Cevanu Serghei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar membru, și domnul Damașcan Ghenadi, doctor habilitat în științe medicale, membre a Consiliului Științific Specializat. Referenți oficiali au fost nominalizați Grădean Fiodor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, și Bordunuc Olga, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător. Onorată asistență, toți cei 5 membri ai Consiliului Științific Specializat și un referent oficial, domnul profesor Grădean Fiodor, sunt prezenți. Doamna conferențiar Bordunuc Olga, referent oficial, este în deplasare de serviciu, dar referința a fost transmisă pentru a fi dată citirii conform procedurii în vigoare aprobate de către ANACEP și este pozitivă. Astfel avem quorumul pentru petrecerea ședinței de astăzi. Îmi permiteți să prezint candidatul la titlul științific, domnul Grama Octavian, competitor din cadrul Catedrei de Medicină Socială și Management Nicolae Vestimițanu din Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Vestimițanu. Dumnealui pretinde la titlul științific de doctor în științe medicale. Tema tezei este argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice. Candidează la specialitatea 331.03 Medicină Socială și Management, conducător științific, regretatul profesor Constantin Iescu și consultant științific, profesorul Bătnărel Ion, doctor habilitat în științe medicale. Teza a fost realizată în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Vestimițanu și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Rog secretarul științific al Consiliului Științific Specializat să precizeze lista actelor prezentate de pretendent către Consiliul Științific Specializat și să ne relateze corespunderea acestora către cerințele ANACEP. Mulțumesc mult, stimate domn președinte, stimați membri Consiliului Științific Specializat, onorată asistență. Conform cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, domnul Grama Octavian a prezentat în termenul stabilit dosarul cu toate actele prevăzute
de regulamentul de funcționare a Consiliului Științific Specializat și conferirea titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova, astfel au fost prezentate următoarele documente. Ordinul de formare a Consiliului Științific Specializat pentru organizare și desfășurarea susținerii publice a tezei domnului doctor, decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1 din 1 iulie 2022. Teza și rezumatul tezei sunt aici prezente. Hotărârea seminarului științific de profil 331 Sănătate Publică, specialitățile 333.03 Medicină Socială și Management, 331.04 Modul Sănătos de Viață, procesul verbal numărul 1 din 30 septembrie 2021, la care s-au anexat copiile listei de prezență a membrilor seminarului științific de profil și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Lista lucrărilor științifice la tema tezei care a fost semnată de autor și certificată de doamna Nistreanu Ditina, doctor în științe filosofice, conferențiar universitar, secretar științific al Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testințeanu. Suplimentul publicațiile la tema tezei, avizul pozitiv al ședinței Catedrei de Medicină Socială și Management Nicolae Testințeanu a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testințeanu, procesul verbal numărul 10 din 28.05.2021. Avizul consultantului științific al domnului Bahnarel Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar. Lista organizațiilor, pe adresa cărora a fost expediate rezumatele cu ștampila oficiului poștal, transmise cu 30 de zile înainte de susținerea publică a tezei. Procesul verbal al ședinței preliminare al Consiliului Științific Specializat din data de 2.09.2022 și adeverința de depunere a tezei de doctor în științe medicale în repozitoriul Bibliotecii Medicale a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testințeanu. Acum vă rog să-mi permiteți o citire biografiei pretendentului. Domnul Octavian Grama s-a născut la 15 decembrie 1971 în orașul Soroca, Republica Moldova, într-o familie de intelectuali. A absolvit școala medie numărul 1 din orașul Soroca în anul 1989, actualmente liceul Petru Rareș. În 1997 a intrat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testințeanu, Facultatea Medicină Generală. În 1998, În 1998 a finalizat internatura clinică, calificarea medic-generalist în cadrul Asociației Medicale Teritoriale, centru din orașul Chișinău. În 2013 a finalizat Academia de Administrare Publică pe lângă președintele Republicii Moldova, master în administrare publică. În anii de studenție, care au durat din 1995-1996, a activat în calitate de asistent medical în secția alergologiei Spitalul Clinic Republican, iar din 1996-99 a activat ca felcer la substația de asistență medicală de urgență sectorul botanic în municipiul Chișinău. În perioada anilor 1999-2001 activează în funcție de ofițer medic în cadrul Direcției Medico-Militare a Trupelor de Grăniceri a Ministerului Securității Naționale. Din 2001-2004 își desfășoară activitatea în funcție de team manager, lider de echipă, medic-consultant în compania slovenă Cărca. Din 2004 până în 2009 activează în funcție de director al companiei germane Orvec Pharma. Datorită perseverenței și profesionalismului înalt, în 2009-2015 este numit în funcție de prim-viceministru al sănătății, iar în perioada 2012-2013, în afară de atribuțiile prim-viceministrului, a fost delegată și atribuțiile medicului șef sanitar de stat. La fel, începând cu 2009-2015, deține funcția de coordonator național din partea Republicii Moldova, în cadrul rețelei de sănătate din Europa de Sud-Est și negociator șef din partea Sistemului de Sănătate Republicii Moldova în negocierile pe segmentul de sănătate cu Uniunea Europeană privind acordul de asociere din 2013-2014 al Uniunii Europene. Din 2013-2015 este cercetător științific prin cumul
extern în laboratorul epidemiologiei infecțiilor respiratorii virale din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică și înmatriculat în 2013 în calitate de competitor pentru elaborarea tezei de doctor în științe medicale la Catedra Economie, Management și Psihologie actualmente, deci catedra de astăzi, deci să efectueze teza sub conducerea domnului profesor universitar Constantin Iețuco, reprezentantul. În perioada anilor 2015-2019 a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova, deținând funcțiile de președintele subcomisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. În 2016-2017, vicepreședinte în Comisia Protecției Sociale, Sănătate și Familie. Din 2020-2022 a activat în calitate de director medical responsabil de medicina primară la Centrul Medical Farm Complex Prim SRL. Din 2014 până în prezent este medic specialist în management sanitar categorie superioară. Pe parcursul activității, domnul Octavian Gram a acordat o atenție deosebită și prioritară dezvoltării profesionale continuă, a participat atât la nivel național cât și internațional la mai multe cursuri de instruire privind elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor în domeniul protejării sănătății, reformei administrației publice centrale. A publicat 8 lucrări științifice în calitate de monoautor și coautor. Este decorat cu medalia Crucea Comemorativă prin participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, iar din 28 mai 2018 este cetățean de onoare a Comunii Țaul, districtul Dundușeni. Căsătorit un copil. Vă mulțumim foarte mult! Stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, distinsă audiență, îmi permiteți să ofer cuvântul pretendentului domnului Octavian Grama pentru a prezenta conținutul și rezultatele cercetării efectuate prin parcursa 20 de minute. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă secretar științific, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, doamnelor și domnilor referenți oficiali, referenți la rezumatul tezei, stimați privitori online, onorată asistență. Vă prezint proiectul tezei cu tema argumentare reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Referindu-ne direct la actualitatea temei, putem să spunem că în evoluția sa, societatea contemporană se confruntă cu tot mai frecvent cu un număr foarte mare de factori care influențează sănătatea umană. Prin aceștia sunt apariția noilor agenți infecțioși cu contagiozitate crescută, războaiele regionale, pericol crescut de atacuri teroriste, diverse accidente, producerea substanțelor noi, circuitul producției alimentare și intensificarea comerțului internațional, creșterea dezastrelor tehnogene, calamităților naturale și a schimbărilor frecvente de climă, procesul de migrație internă și intensificarea migrației externe, definitive și temporare. La nivel teritorial, laboratoarele nu puteau oferi un răspuns diagnostic pe măsura așteptărilor, nemai vorbind de capacitatea de intervenție în urgențele de sănătate publică. În aceste condiții, securitatea sanitară epidemiologică a Republicii Moldova trebuie privită ca parte componentă a securității naționale. Rolul laboratoarelor sporește dublu, chiar poate triplu, în contextul proceselor geopolitice de globalizare care fac ca Republica Moldova să fie atrasă în circuitul unei avalanșe de noi produse, mărfuri și substanțe cu potențial risc pentru sănătate, importul unor boli noi în teritoriul țării. Rezultatele cercetărilor de laborator la etapa actuală și de viitor reprezintă instrumentul obiectiv de supraveghere, monitorizare și identificare a factorilor cu risc pentru sănătatea umană, de prevenire a răspândirii la nivel național și internațional acestor riscuri. Astfel s-a impus necesitatea unei rețele de laboratoare bine dotate cu echipament contemporan, coerentă sarcinilor la nivel național și teritorial. În condițiile creșterii obiective a solicitărilor, la serviciile de sănătate publică, capacitățile laboratoarelor existente, cele 36 de centri de sănătate publică teritoriale nu făceau față rigorilor și standardelor zilei, cu excepția unor laboratoare la nivelul Centrului Național de Sănătate Publică.
echipamentul în majoritate centrelor de sănătate publică n-a fost renovat și modernizat din anii 85-90 ai secolului 20, iar metodele de laborator nu puteau concura cu cerințele standardelor existente. Motivele și premizele. Imposibilitatea statului de a suporta povara financiară pentru necesitățile rețelei existente de funcționare a laboratoarelor determinată de costurile mari la echipamentul de laborator și accesorii. Persistența unor priorități subiective nefondate în dezvoltarea sistemului de sănătate pe parcursul ultimelor 10 ani. Dezvoltarea neechilibrată a ramurilor sistemului de sănătate, resurse și mijloace dispersate într-o rețea de instituții care nu corespunde provocărilor de moment și de perspectivă. Implementarea lentă în sistem a domeniilor și metodelor cost-eficiente de prevenire, profilaxie a maladiilor și de protecție a sănătății. Un sistem orientat preponderent spre pacienți și nu spre fortificarea sănătății omului. Designul cercetării. Scopul nostru a echipei de lucru și a autorului a fost de a evalua sistemul de laborator al Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice pentru a argumenta măsurile manageriale într-o sporire a calității și performanțelor acestuia. Din acest scop au reieșit următoarele obiective. Estimarea particularităților serviciilor de laborator în supravegherea de stat a sănătății publice. Evaluarea stării de funcționalitate a rețelei de laborator existente a Serviciului Supraveghere de Stat în Sănătate Publică, actualmente ANSP, în perspectiva reducerii inechităților în distribuirea și utilizarea serviciilor de sănătate publică. Argumentarea sincronizării, reorganizării rețelei de laborator cu reforma Serviciului Supraveghere de Stat per ansamblu și elaborarea unui model de laborator performant și a unui mecanism de implementare în practică acestui model, conform legislației naționale și directivelor Uniunii Europene. Acumularea datelor primare s-a efectuat prin extragerea datelor din rapoartele anuare forma numărul 18, au fost analizate laboratoare regionale și filialele laboratoarelor regionale, chestionarea personalului laboratoarelor de performanță, personalul filialelor laboratoarelor de performanță și beneficiarii serviciilor de laborator, evaluarea nivelului de satisfacție a personalului laboratoarelor de performanță și filialele acestuia, beneficiarilor și serviciilor de laborator. Problema științifică soluționată constă în consolidarea capacităților funcționale ale rețelei de laborator, a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, prin elaborare și valorificarea unui model optim de modernizare și a unui mecanism de reformare a Serviciului de Laborator al ANSP. Lucrarea a cuprins câteva etape metodologice, elaborarea conceptului de cercetare, definirea obiectivelor, selectarea metodelor de cercetare, determinarea eșantionului, estimarea cadrului legislativ, normativ și metodic existent în domeniul optimizării activității de laborator, prelucrarea statistică a materialului, argumentarea și elaborarea măsurilor de corecție. Am utilizat următoarele metode de cercetare, metoda istorică, metoda statistică, metoda sociologică, metoda matematică, analiza SWOT, metoda comparativă, metoda de laborator. Noutatea științifică. Studiul și-a trasat o sarcină magistrală de a elabora și implementa un model novator pentru dezvoltarea rețelei de laboratoare de performanță regionale, aplicând mecanisme în consonanță cu factorii de mediu, condițiile precare de finanțare bugetară, serviciul de laborator devenind astfel apt să răspundă adecvat urgențelor majore de sănătate publică și în tentativă de premieră s-a determinat satisfacția angajaților și utilizatorilor de servicii de laborator în domeniul sănătății publice. Semnificația teoretică a fost analizată situația în domeniul serviciului de laborator de până la și după reorganizare, s-a apreciat rolul laboratoarelor de performanță, s-a cuantificat satisfacția personalului și beneficiarilor de servicii de laborator în domeniul sănătății publice. Prezentul studiu vine cu noi abordări de cercetare care pot fi utile și în alte cercetări în domeniul serviciului de laborator. Valoarea aplicativă a lucrării, rezultatele cercetării, concluziile și recomandările practice au servit atât pentru planificarea activităților serviciului de laborator al SSSP, cât și pentru optimizarea acestor activități vis-a-vis de factorii de risc existenți în teritoriul de servit. Argumentarea și elaborarea modelului de organizare a laboratoarelor a servit ca bază pentru emiterea unui set de acte directive, normative și metodice de către Ministerul Sănătății. De asemenea, rezultatele studiului pot fi integrate în materiale didactice,
sau de formare profesională a specialiștilor din diferite domenii. Medicina de laborator, microbiologia, management în sănătate publică. Acestea pot servi drept o sursă de informare pentru viitoarele cercetări aprofundate în posibilitatea creării, dezvoltării și îmbunătățirii metodologiei de modernizare a serviciilor de laborator medicale, perfecționării programelor de studii și la compartimentele serviciilor de laborator medicale. În baza analizii anchetelor s-a stabilit că majoritatea respondenților susțin necesitatea, deci 81,7% susțin necesitatea centralizării serviciilor de laborator, vorbind de colaboratorii CSP, colaboratoare de performanță. Deci sunt satisfăcuți și susțin această necesitate. Majoritatea respondenților sunt mulțumiți de asigurarea cu echipament performant. 84,4%, deci angajații din laboratoare de performanță. De asemenea, mai mult de două treimi, 65,6% din respondenți apreciază ca satisfăcător tempoul de implementare a echipamentului livrat. Cu optimism sau sunt apreciate capacitățile laboratoarelor de performanță de a prelua toate investigațiile din CSP teritoriale, 85,3%. Totodată, pentru succesul reformei, circa 90%, 89,9% din specialiștii laboratoarelor de performanță au afirmat că trebuie să existe un mecanism financiar de motivare a specialiștilor. La fel, se atestă o creștere a satisfacției profesionale pe parcursul implementării reformei la peste 55% de respondenți. De asemenea, specialiștii din CSP teritoriale au cerut anumite garanții, surse financiare suplimentare. 88,6% din specialiștii CSP teritoriale care au devenit puncte de colectare, filiale ale laboratorilor de performanță, solicită surse financiare suplimentare. Beneficiarii serviciilor laboratorilor de performanță confirmă că serviciile laboratorilor de performanță sunt conform așteptărilor sau depășesc așteptările, 90,1%. Se atestă o pondere sporită a respondenților care au afirmat că așteptările lor privind serviciile de laborator prestate sunt conform așteptărilor sau le depășesc, peste 80-90%. Rezultatele obținute în urma chestionării angajaților și beneficiarilor, măsurile pentru sporirea performanței laboratoarelor au crescut calitatea serviciilor de laborator și au sporit eficiența investigațiilor. Rețeaua de laborator, ținând cont de accesibilitate geografică uniformă a laboratoarelor, pentru populația țării permite identificarea precoce a riscurilor pentru sănătatea umană și de monitorizarea pericolelor de orice natură, chimică, biologică, radiologică. Grație nivelului profesional al personalului din laboratoarele regionale a apărut posibilitatea de integrare în cadrul internațional de monitorizare a sănătății umane. În baza analizii studiului efectuat împreună cu echipa de lucru au fost propuse 8 criterii de amplasare a laboratoarelor de performanță și o schemă de repartizare a acestor laboratoare pe zone geografice. Criterii de amplasare a laboratoarelor de performanță. Laboratorul de performanță selectat să fie amplasat la o distanță de maxim 2 ore de parcurs cu transportul auto din orice punct al teritoriului de servit. Numărul populației din zona de prestare a serviciilor să permită asigurarea sarcinii de proiect al echipamentului. Nivelul profesional al personalului de laborator din cadrul CSP teritorial să asigure posibilitatea implementării extinse a metodelor contemporane. Existența spațiului funcțional pentru desfășurarea activităților de laborator conform cerințelor în vigoare. Accesibilitatea geografică uniformă a laboratoarelor pentru populația țării. Rețeaua de laborator să permită identificarea precoce a riscurilor pentru sănătatea umană și monitorizarea pericolelor de orice natură, fie chimică, biologică, radiologică. Posibilitatea de integrare a laboratorului de performanță în cadrul rețelelor internaționale de monitorizare a sănătății în raport cu factorii de mediu, și laboratorul de performanță din cadrul CSP teritorial să fie amplasat într-o localitate cu infrastructură dezvoltată, cu tendințe și legături culturale, economice și istorice tradiționale. Schema de amplasare a laboratoarelor regionale. Zona nord, Edeniț, Băl, Soroca, centru, Ungheni, Chișinău, Orhei, Hâncești și la sud, Căușeni, Cahul, Comrat.
La inițiativa Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății, biroul de la Copenhaga, au venit cu inițiativa Viziunea 2020, laboratoare mai bune pentru o sănătate mai bună. Au venit cu următoarea inițiativă, creând grupuri naționale de lucru în domeniul laboratoarelor, în care în acest grup de lucru intersectorial erau colegi de la Sănătatea Publică, colegi de la Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, de la Medicina Departamentală, au elaborat 10 politici în domeniul laboratoarelor. Politicile și cadrul juridic, organizarea, gestionarea serviciilor, accesibilitatea serviciilor, parteneriat, colaborare științifică, comunicare și sistem informațional, resurse umane, finanțe, infrastructură, biosecuritate și gestionarea deșeurilor, achiziții, echipament logistic și managementul calității. Pentru fiecare această politică s-a făcut o analiză SWOT, după care, după dezbateri și îmbunătățiri ulterioare, s-a propus și s-a efectuat o analiză SWOT unică. Din 10 analize SWOT s-a făcut o singură analiză generalizată și complexă a rețelei de laborator, după metodologia clasică, cu 4 criterii, puncte forte, slabe, puncte slabe, oportunități și riscuri. Din punctele forte, am selectat câteva: existența deja a laboratoarelor acreditate la momentul respectiv, capabile să se activeze, programul de dezvoltare, existența unui program de dezvoltare a rețelei de laboratoare și raportare electronică a datelor, din oportunități, exista strategie de fortificare, dotare și modernizare a capacităților de laborator al Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din surse financiare interne și externe, Serviciul de Sănătate Publică din Republica Moldova a avut susținere din partea OMS-ului, și începând cu anul 2013 a crescut posibilitatea fortificării serviciului cu tineri absolvenți din domeniul sănătății publice. Punct slabe ar fi, ca întotdeauna, îmbătrânirea personalului de laborator, insuficiența specialiștilor bine instruiți, sarcinile la zi din cadrul, laboratoarelor nu pot fi realizate din cauza dotării necorespunzătoare. Atunci, la moment, era din cauza dotării necorespunzătoare acestora. Auditul intern avea loc sporadic. Și la riscuri, activitatea serviciilor de laborator din cadrul sănătății publice este influențată negativ de lipsa de responsabilitate și de conștientizare și educație sanitară carentă a societății, lipsa salariilor atractive și a protecției sociale a dus la diminuarea prestigiului specialităților de sănătate publică, afectarea activității serviciului de laborator din cauza finanțării insuficiente a instituțiilor de sănătate publică. La baza acestei lucrări, acestei cercetări, au stat 3 proiecte mari, din care am făcut parte ca vicepreședinte al echipei de management. Primul proiect este proiectul de fortificare rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat cu suport financiar al Uniunii Europene. 2. Proiectul de fortificare rețelei de laborator cu suportul Agenției de Dezvoltare de pe lângă Guvernul Japoniei, JICA. Și 3. A fost un program mare de stat privind dezvoltarea și dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice pentru anii 2011-2016, în total, în sumă de circa 14 milioane de euro. La finalul acestei cercetări, împreună cu echipa de lucru, am elaborat un model de reorganizare a rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, actualmente Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Acest model a fost stratificat în 5 nivele, având la bază viziunea 2020, laboratoare mai bune pentru o sănătate mai bună. Primul nivel, grupul național de lucru în cadrul laboratoarelor a elaborat strategii și acte normative transpuse pentru fiecare laborator în parte, conform unor planuri individuale. Al doilea nivel, implementarea de politici. Nivelul 3. Avem 3 direcții importante. Organizarea și gestionarea rețelei, infrastructura, accesibilitatea serviciilor, achiziții, echipament și logistică. Cea mai vulnerabilă verigă din aceste 4 direcții este accesibilitatea serviciilor, care depinde direct de finanțarea anuală a sistemului de laborator din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică. Și nivelul 4, având la bază aceste proiecte internaționale și naționale, un program de stat, având o finanțare adecvată, am putut implementa aceste politici pentru fiecare laborator în parte
și totodată au fost reorganizate resursele umane, pregătite, reorganizate și așa mai departe, ca fiecare sistem, sistemul de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat are un sistem de asigurare a calității și un control al calității. Și la ultimul nivel, nivelul 5, periodic, se face o anchetare a personalului din cadrul laboratoarelor de performanță și din cadrul filialelor acestor laboratoare, precum și a beneficiarilor, privind satisfacția personalului de laborator și utilizatorilor de servicii de laborator. La necesitate se introduc măsuri de corecție în tot acest model, care constă din 5 nivele. Pentru a implementa în practică acest model de reorganizare a serviciului de a sistemului de laborator a ANSP, a fost elaborat de către echipa de lucru, împreună cu autorul, mecanismul de implementare în practică a modelului de reorganizare a rețelei de laborator, care constă din proiecte de organigrame la nivel central, regional, proiecte de funcții la nivel național, regional, local. Periodic erau analizate necesitățile de cadre, suprafețele laboratoarelor, de utilaj. La fel au fost elaborată asigurarea calității, controlul calității. Următoarea etapă, evaluarea eficienței, reforme și satisfacție personalului și utilizatorilor. Și la ultima etapă a mecanismului, evaluarea activității tuturor laboratoarelor cu introducerea măsurilor de corecție. Și cum vedeți, este un sistem ciclic, periodic, deci noi facem acest lucru pentru a îmbunătăți. Deci reforma este un proces continuu, apar tehnologii noi, apar diferite, eu știu, domenii, apar investigații noi, se schimbă nomenclatorul și așa mai departe și este nevoie periodic de a face aceste verificări. Aici vedem rețeaua de laboratoare de până la reformare, care constă din 36 centre de sănătate publică nefuncționale, cu laboratoare învechite, depășite, foarte greu, foarte costisitor de întreținut, cu specialiști nepregătiți, o bună parte îmbătrâniți. După reorganizarea acestui sistem, după propunerea acestui model de reorganizare, actualmente avem 10 laboratoare de performanță, unul la Iedeniți, Soroca, Bălți, Orhei, Ungheni, Chișinău, Hâncești, la Sud, Căușeni, Cahul și Comrat. Cu permisiunea dumneavoastră, stimată doamnă președinte, nu voi da citire concluziilor generale și recomandărilor practice. Se regăsesc în rezumatul tezei, care a fost repartizat anterior. Vă mulțumesc foarte mult! Și să vă mulțumim pentru prezentarea rezultatelor și conținutul cercetării. Stimată audiență, vă invit să adresați întrebări în domnului pretendent de marginea cercetării. Vă rugăm mult, domnul profesor Grecanu. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și onorat membrii Consiliului Științific, mulțumesc specialiști în domeniul sănătății publice. Vreau să aduc mulțumire pentru această excelentă prezentare, pentru această cercetare care a făcut-o doctorandul la această temă actuală și foarte importantă. Și la mine au apărut trei întrebări care aș dori să le aduceți și să dați niște răspunsuri la ele. Prima întrebare mă interesează, de unde a provenit această idee și de ce dumneavoastră v-ați pus anume acest scop de a realiza această cercetare? Asta este prima întrebare, vă rugăm răspunsul. Da, vă mulțumesc, domnule profesor. Colegii din sistemul de sănătate și, de fapt, toată lumea cunoaște că în 2008, în localitatea Maputo, din Mozambic, o fost colonie portugheză, a avut loc o conferință internațională, după care au ieșit reprezentanții conferinței cu o declarație, declarația de la Maputo din 2008, privind sistemele de sănătate, sistemele de laborator din cadrul serviciilor de sănătate pentru țările cu venituri mici și medii. De acolo a venit o idee din 2008, care ulterior a fost preluată de Biroul Regional OMS din Copenhaga
Și în 2012, atunci am fost numit ca conducător a serviciului și împreună cu biroul de țară era Jarno Habecht, reprezentantul biroului de țară a Organizației Mondiale a Sănătății și cu colegii din cadrul Ministerului Sănătății, a Centrului Național de Sănătate Publică și cu ideea domnului profesor Iețco Constantin, care zice că este o tematică extraordinară, și au apărut niște oportunități foarte interesante. Clasa politică gândea la fel. Erau câteva partide, dar doreau cât mai rapid să semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Unul din punctele, segmentul de sănătate de asociere la Uniunea Europeană era regionalizarea serviciului de laborator. Și de aceea toată lumea și-a unit eforturile, inclusiv toate partidele indiferent de culoare politică, și au promovat acest sistem. Am avut norocul și am avut alături profesori extraordinari, în frunte cu domnul Iețco Constantin, cu domnul Băhnăreu, care anterior fusese mai mult de 5 ani viceministru medic șef sanitar de stat și avea o viziune strategică în domeniul laboratoarelor, și deci a venit și ideea și deci mi-au propus să venim cu această cercetare împreună cu toată echipa de lucru. Excelent. Sunt satisfăcut de răspuns. Două întrebare. M-ar interesa. Au mai fost efectuate cercetări la această problemă la nivel național? Dacă da, ce se deosebește cercetarea dumneavoastră? Deci, la nivel național, sigur, nu au fost făcute cercetări în această problemă. Noi, echipa de lucru, Ministerul, Agenția Națională pentru Sănătatea Publică, laboratoarele teritoriale, în tentativă de premieră, s-a determinat capacitatea funcțională a sistemului de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat și satisfacția angajaților și utilizatorilor de servicii de laborator în domeniul sănătății publice. Anume, satisfacția, să-l întrebi om care sunt problemele, ce doresc și beneficiare, dacă sunt mulțumiți, de prestarea serviciilor de laborator. Mulțumesc și pentru a doua întrebare și a treia întrebare m-ar interesa. Totuși, care este beneficiul modelului dumneavoastră elaborat în situația de pandemie care a avut loc, care totuși a fost acele avantaje importante în acest model, în această situație de pandemie, dacă puteți să-mi dați un răspuns. Aici întrebarea este un pic mai delicată, dar foarte interesantă pentru noi. Dacă ați observat, în perioada pandemică nu s-au descurcat marile laboratoare din Germania, Austria, Spania, Franța și multe alte țări care au niște laboratoare super sofisticate, nimai vorbind de ceea ce am avut noi în trecut. Dar începutul reorganizării din 2012 încoace în Republica Moldova, înzestrarea cu utilaj, proiectele de 14 milioane de euro, toate acestea ne-au dus o mare, mare beneficiu, fiindcă într-un timp foarte scurt, specialiștii noștri, care sunt recunoscuți pe plan mondial, sunt foarte pregătiți, s-au descurcat și într-un timp foarte scurt, în perioada de vârf, datorită dotării laboratoarelor regionale, ale ANSP și cu ajutorul, am niște date aici, cu ajutorul extractoarelor automate instalate în 5 laboratoare publice, s-a dublat capacitatea de testare de până la 20.000 de teste săptămânal. Actualmente se efectuează mai mult de 35.000 de teste săptămânal prin metoda PCR și teste rapide pentru determinarea antigen SARS-CoV-2. Pentru a asigura un management calitativ al investigațiilor, atât la laboratoarele publice și cele private, au fost încadrate în programele de control extern asupra calității investigațiilor de laborator. Pe tot parcursul anului 2020 au fost efectuate prin metoda molecular-genetică 557.000 de investigații, din care în laboratoarele private, publice au constituit 64,5% și în laboratoarele private 35,5%. Iar în anul 2021 deja cifra s-a inversat. Laboratoarele publice 31,4% și laboratoarele private 68,6%. Dar reorganizarea rețelei de laborator prin modelul de reformare propus atunci de către echipa noastră de lucru a asigurat o pregătire adecvată a laboratoarelor de performanță care au demonstrat că pot face față în stările de urgență de sănătate publică, ceea ce nu este mai puțin important. Vă mulțumesc foarte mult, sunt satisfăcut de răspunsurile tale. Și eu vă mulțumesc, domnul profesor. Vă mulțumesc, domnul profesor. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, aveți întrebare? Da. Domnul conferențiar, domnul Pantea. Domnul Pantea, spuneți, vă rog,
pur și ce studiu, mai ales ăsta care ține de reorganizare. Spuneți, vă rog, ați efectuat noastră vreo analiză a eficienței economice? Atâta și a doua întrebare am. Deci, dacă a fost sau nu efectuată o analiză a eficienței economice a modelului propus. Aspectul economic n-a fost obiectivul cercetării noastre. Întrebarea ar putea servi ca scop ca un scop sau obiectiv a unei cercetări viitoare. Și vă spun cauza, din care cauza nu am putut. Noi nu am putut găsi date contabile privind finanțarea laboratoarelor separat. Ele sunt finanțate pe ansamblu. Evidența contabilă se face per total pe fiecare centru de sănătate publică. Nu există o evidență statistică. Mulțumesc. Și separat privind cheltuielile. Dar aici totodată vreau să vă spun că pot să vă, din punct de vedere economic, sunt aspecte pozitive, câteva momente pozitive. S-a elaborat modelul serviciului de laborator, nomenclatorul investigațiilor de laborator, setul de dotare a laboratoarelor, nomenclatorul specialiștilor necesari, diminuarea timpului de realizare a investigațiilor, timpul primirii rezultatelor s-a redus esențial, diminuarea numărului de personal medical implicat în cercetări de laborator. Am apropiat optimal un set enorm de investigații către beneficiari. Calitatea și exactitatea investigațiilor au crescut. A apărut posibilitatea de efectuare în aceeași unitate de timp a unui număr semnificativ de investigații. Spre exemplu, 200 de probe efectuate simultan. Înainte făceai o probă, dar aici sunt 200 de probe. Au sporit capacitățile laboratoarelor prin utilizarea tehnologiilor mult mai avansate. S-a îmbunătățit și timpul de transportare a probelor. Investigațiile care se trimiteau peste hotare în laboratoare performante, cum se fac pe loc în Republica Moldova. Nu este necesar să trimitem în Germania pentru a face niște probe. Concomitent au fost elaborate, promovate și implementate 3 proiecte în sumă de 14 milioane, dacă vorbim de un aspect economic. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, spuneți, vă rog, ați evaluat dumneavoastră cam în ce măsură nomenclatorul serviciilor de laborator s-a apropiat către populație, către beneficiari. Am înțeles. Dacă a fost ca scop sau dacă cumva ați cercetat. Pot să vă comunic că șirul de investigații anterior erau efectuate numai în Chișinău. Dar acum, după regionalizarea serviciului de laborator, aceste investigații pot fi efectuate în toate cele 10 laboratoare repartizate, amplasate pe fiecare regiune, nord, centru, sud, absolut în toate 10. Aceste de performanță. Da, exact, laboratoare de performanță. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau că profesor titular, întrebare. Da, mulțumesc. Deci, rău de competiție, eu am văzut în referatul dumneavoastră că există niște interrelații între laboratoare în cadrul ANSP. Și se fac, asta este normal, fie așa, dumneavoastră, poate că ne spun nou de cât sunt aceste realizate în practică, aceste interrelații. Dar, ne pot interesa de interrelațiile acestor laboratoare cu laboratoare private. Pentru că noi avem servicii și acolo. Și încă este o problemă. Noi avem statistica de stat pe care vrea să avem toate rezultatele acestea de laborator. Și dacă le avem acestea din ANSP, cum să facem să le găsim și ele din privat? Ca să avem o evaluare complexă. Cu regret, domnule profesor, interrelațiile dintre laboratoarele publice și laboratoarele private nu sunt cele dorite. Lasă de dorit un pic. Ar fi necesar de elaborat în cadrul Ministerului. Eu știu că dumneavoastră propuneți o hotărâre de guvern, am auzit vorbind de lumea medicală, eu aș spune că e suficient un ordin de la Ministerul Sănătății pentru a elabora un mecanism care ar obliga laboratoarele private să raporteze către Agenția Națională pentru Sănătate Publică despre toate investigațiile care se fac. Ei, de multe ori, lucrul ăsta nu spun și nu vor să-l spui, că nu este în interesul lor comercial. Mersi. Noi avem, de fapt, o practică în alt domeniu în care patronii privații spun că noi nu ne supunem ordinul Ministerului Sănătății, noi
Am înțeles. Am înțeles. Eu credeam că e suficient și o autoritate. Și mai departe, care este asigurare cu cadre în acest laborator. În noastră, din alte sigure. Și aici este o problemă. Care asigurarea cu cadre este o problemă foarte mare la nivel de țară, absolut peste tot. În fiecare minister, în fiecare instituție, în fiecare școală, în fiecare spital. La fel, asigurarea cu cadre este insuficiență și în cadrul laboratorilor de performanță, nicătând la faptul că sunt echipamente moderne, spații și așa mai departe. Este necesară o politică de stat prin care aceste locuri de muncă ar deveni atractive. Este nevoie ca statul să se implice. Este laborator privat, înseamnă că este laborator de stat. Dacă e laborator de stat, statul trebuie să se implice prin intermediul Ministerului Sănătății, Guvern și așa mai departe, să aibă grijă de aceste laboratoare. Au fost mult mai complicat la crearea lor, a fost mult mai costisitor, dar mentenanța și menținerea lor în continuare este problema statului. Ei trebuie să aibă grijă. Dacă doresc să se descurce în urgența de sănătate publică de tipul pandemiei noastre, nu se știe ce o să mai fie mâine poi mâine, atunci statul trebuie să aibă grijă de aceste laboratoare și de specialiști din domeniu. Mulțumim. Domnul profesor Ciocanu. Eu, evident, vă pun o întrebare care nu a fost obiectivul studiului, dar mă interesează foarte mult din punct de vedere practic. Cum se efectuează la momentul de azi, se efectuează prelevarea probelor pentru diverse teste? Exact. Și cum ele sunt referite către laboratoarele de referință, cele 10 laboratoare. Da, există fostele centre teritoriale au devenit deja puncte de colectare. Uh-huh. Au devenit puncte de colectare, au devenit filiale a laboratoarelor de performanță. Există transport, se prelevează, există echipament, echipament japonez, cu suport financiar al Comisiei Europene și Agenției de Dezvoltare JICA, specialiști instruiți, pregătiți pentru acest lucru și aceste probe sunt prelevate și expediate către centrele de performanță. Soroca, Bălți și așa mai departe. Vă mulțumim. Doamna Conferința, Mulțumesc, domnule Grama. Întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru prestație pe care ați avut-o în contextul în care ați pomenit despre unele aspecte ce țin de reformă. Vreau să menționez întâi de toate până la a întreba, vreau să menționez că oricare reformă este complementată întâi de toate de niște premize care indiscutabil că duc la necesitatea reformei. Ulterior, deci atunci când se pornesc reformele, și dumneavoastră ați pomenit mai multe nume notorii care sunt prezenți astăzi în sală, știm că sunt afectate de anumite provocări. Nu în ultimul rând, provocarea financiară, provocarea politică, în context la ceea ce dumneavoastră ați propus. Spuneți-mi, vă rog, dacă puteți să-mi ziceți care factori ar asigura durabilitatea reformelor, inclusiv a reformei laboratoarelor care este implementată astăzi în ANSP. Mulțumesc mult, doamna secretar de stat, doamna conferențiar. Durabilitatea poate denui printr-o finanțare adecvată și durabilă. Aici noi vorbim despre 10 laboratoare de performanță care sunt publice. Deci este obligația 100% a statului să aibă grijă de menținerea, dezvoltarea acestor laboratoare, inclusiv a angajaților din aceste laboratoare. Până la implicarea statului există câteva etape. Laboratoarele pot să-și câștige existența prin servicii cu plată. Un moment, pentru a exista o sustenabilitate a prestării serviciilor. 2. Există o multitudine de proiecte internaționale la Comisia Europeană, OMS, JICA, SDC, Agenția de Dezvoltare Elvețeană și multe, multe alte agenții. Și nu în ultimul rând, prin contractare cu MSP-urile, spitalele și centrele de sănătate publică. Aici, spitalele sunt instituții publice, laboratoarele sunt instituții publice. Ar trebui să se implice Ministerul Sănătății, ca laboratoarele publice să contracteze prestarea serviciilor cu spitalele
În cazul nostru, spitalul contractează servicii cu laboratoarele private, laboratorul privat își pune prețul la tot felul de investigații cum dorește, dar laboratorul public e stabilit la guvern prețul. De-aia laboratoarele private se joacă aici cu prețul și atunci când dă un preț mai mic, câștigă laboratorul privat. Și noi am investit 14 milioane, dar în schimb nu avem cui să-i prestăm servicii. De aceea, o modalitate de a încerca. Mai mult ca atât, salariul unui specialist din laboratorul privat este de vreo 3-4 ori mai mare decât a unui specialist din laboratorul public. Asta este o problemă extraordinar de mare. Vă mulțumim foarte mult. Au fost multe întrebări foarte contributive și bune. Mai sunt întrebări? Dacă nu, stimați colegi, distinsă audiență, îmi permiteți să invit secretarul pentru științific a Consiliului Științific Specializat să ne aducă informații privind obiecțiile și sugestiile expuse în avizul seminarului științific de profil, în nota informativă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și la fel în avizele altor centre științifice referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Vă rog mult! Stimată audiență, aduc la cunoștință rezultatele evaluării tezei la etapele anterioare. Pe parcurs, teza a fost evaluată în cadrul unității primare la ședința Catedrei de Medicină Socială și Management Nicolae Testinițeanu din 28 mai 2021, unde s-a decis. Teza de doctor în științe medicale cu tema argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, elaborată de competitorul Octavian Grama, reprezintă o lucrare științifică ce corespunde cerințelor Regulamentului Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, față de tezele de doctor. După înlăturarea, obiecțiilor expuse poate fi înaintată pentru discuții și aprobată la următoarea etapă, și anume seminarul științific de profil, medicină socială și management, în vederea obținerii gradului științific de doctor în științe medicale, specialitatea 331.03, medicină socială și management. În mod deschis, propunerea a fost votată unanim pro. La 30 septembrie 2021, teza a fost evaluată în cadrul ședinței seminarului științific de profil 331 Sănătate Publică, specialitățile 331.03, medicină socială și management, 331.04, modul sănătos de viață, unde s-a decis. Tema tezei de doctor a domnului Octavian Grama este actuală, scopul cercetării fiind realizate pe deplin, lucrarea este scrisă la un nivel teoretic corespunzător, forma și stilul expunerii corespund normelor actuale. Teza conține noutate științifică, valoarea aplicativă și se conformează cerințelor ANACEF al Republicii Moldova referitor la tezele pentru obținerea titlului științific de doctor în științe medicale. Conținutul tezei corespunde specialității 331.03, medicină socială și management. Teza de doctor în științe medicale, prezentată de domnul Grama Octavian, în conformitate cu prevederile punctului 23 al regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil, aprobat prin decizia numărul 38 din 10 octombrie a Consiliului de Conducere al ANACEC anexa 2, a acumulat 63 de puncte. Se apreciază ca bună, necesită unele modificări, după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarului științific de profil, se recomandă spre susținerea la Consiliul Științific Specializat. Până la înaintarea tezei spre susținere în cadrul Consiliului Științific Specializat, în lucrare, urmează a fi introduse unele modificări conform recomandărilor expuse de recenzenți și membrii seminarului științific de profil. Prin vot deschis, unanim s-a luat decizia de a recomanda teza domnului Grama Octavian pentru susținerea în cadrul Consiliului Științific Specializat ad hoc la specialitatea 331.03, medicină socială și management. În urma examinării tezei de doctor în științe medicale a domnului Grama Octavian cu tema argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, în cadrul Comisiei de Experți de Profil, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, au fost formulate obiecții și recomandări.
Pretendentul a luat în considerație recomandările și a prezentat membrului Consiliului Științific Specializat răspunsul documentat în care se indică obiectele formulate și modificările operate. La rezumatul tezei au parvenit 12 avize referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei, date de către Grigore Friptuleac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Departamentul Medicină Preventivă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, Oleg Lozan, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Școala de Management în Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, Sergiu Matkovski, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef Departament Medicină Internă, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, Vitalie Lisnic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra Neurologie numărul 1, USMF Nicolae Testimițeanu, Mihai Ciocan, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, director Institutului de Medicină Urgentă. Mihail Todiraș, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef Centrului de Cercetări în domeniul sănătății și biomedicinii USMF Nicolae Testimițeanu. Leonid Vlasic, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șef Catedrei de Igienă și Ecologie, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Ucraina. Adriana Albu, doctor în științe medicale, coordonator, activitate didactică igienă, Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigore Tăpopa, Iași, România. Nicolae Jelamski, doctor în științe medicale, director Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Sergiu Gladun, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, directorul IMSP Institutul Mamei și Copilului. Valeriu Panter, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, direcția Control și prevenirea bolilor netransmisibile ANSP. Alena Serbulenco, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Departamentul Medicină Preventivă, USMF Nicolae Testimițeanu. Toate avizele au fost pozitive. Vă mulțumim foarte mult. Stimate domnule pretendent, vă rugăm să vă expuneți părerea pe marginea avizelor. Asta e ultima comentare, să vă spun ce Stimate doamnelor și domnilor profesori, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile dumneavoastră, pentru bunăvoință, pentru timpul acordat, pentru munca depusă, pentru efortul intelectual depus în a citi rezumatul, a venit cu propuneri, a venit cu niște idei foarte interesante. Pe parcurs am avut posibilitate încă în perioadele pe unde am activat eu cu o bună parte dintre dumneavoastră să lucrăm, să colaborăm. Pentru aceasta vă mulțumesc din suflet. Asta este. Sănătate! Mersi. Vă mulțumim foarte mult. Se invită consultantul științific. Se invită pentru a face caracteristica calităților personale și profesionale domn profesor Ion Tăhnăreu, doctor habilitat în științe medicale. Vă rugăm, domnule. Domnul președinte, domnul secretar, domnul membru Consiliului Științific Specializat, stimați colegi, cu ajutorul Dumnezeu și a dumneavoastră, am ajuns la capăt. A fost un drum lung și drumul acesta lung a fost lungit de câteva circunstanțe. Prima, moartea conducătorului, Dumnezeu ierte pe domnul Nățco, care până la urmă noi n-am știut exact ce vrea el și ce avea în vedere. Noi, la nivel de discuție, nu m-am. După aceea, domnul Grama, fiind o fire neastâmpărată încă din școală, că el a pornit revoluțiile încă era elev, la Soroca. Pe urmă s-a dus la război, el mult a reușit să facă în viața lui. S-a dus și a lucrat infirmier, ca nu i-a spus părinții, zice, tu dacă vrei și doctor, trebuie să începi de la de acolo. Au avut niște părinți extraordinari, născut, ambii pedagogi, și de acolo au apărut la dânsul această poftă de a lucra. E foarte laborios. Dacă nu înțelegi, te termină.
el atât ciocănește până trebuie să ai mare răbdare cu dânsul, că aici am să mulțumesc familiei că aceia au fost și mai răbdători cu dânsul. Așa? El trebuie să înțeleagă. Și apoi dacă înțelege, el răstoarnă munții. A doilea lungire a, a fost participarea lui în calitate de parlamentar. 4 ani în calitate de parlamentar. Clar că nu-i mai ardelui să se ocupe cu așa chestii, dar chiar și în această calitate mi-a ajutat foarte mult la examinarea și promovarea suportului normativ, vorbesc de mine, dar nu numai, în general a ajutat Ministerul Sănătății fiind acolo, dar vorbesc de serviciu sănătate publică. Deci eu am colaborat cu dânsul la toate etapele, dar de fapt cea mai strânsă colaborare am avut-o când el, nu știu dacă vă prinsă vreodat pe voi cu temele de istorie, ați înțeles și istorie știe el, dar el știe fundamental și știe pe de rost, nu că așa. Zic, aici îi dau nota 10, dacă la laborator îi dau nota 9, la istorie îi dau 10, fără echivoc. Aici el e foarte puternic. Știi istoria românilor din cele mai vechi vremuri și până. Și a doilea, bunicul lui a făcut Universitatea din Cernăuț, fiind preot, mare preot și o personalitate deosebită. Și după aceea, el mi-a arătat într-o zi, e ca așa, un clip de materiale, făcea arborile genealogice, umblat prin toate arhivele, toate cimitirile, toate primăriile, și tot a fost, a strâns un material enorm. El, eu i-am spus, tu liniștește cu asta, întâi teza. Și că zi de zi am mers înainte și am ajuns la acest rezultat, dar nu singur. Am avut o susținere enormă din partea Agenției Naționale de Sănătate Publică, Ministerul, Catedra, zic, Școala de Sănătate Publică și alte structuri, oameni concreți, șefii de laboratori, șefii din teritorii, fiindcă a fost foarte greu să ne descurcăm. Noi, domnul profesor Ciocan a pus o întrebare foarte clară. Trebuia să luăm aspectul economic, dar nu l-am putut lua. Fiindcă prima dată finanțarea merge în felul următor. Era un cazan comun din care se finanțau. Nu era evident separat pe laborator, pe operativ, pe salariu, nu, categoric, asta era imposibil. Câte controlul metrologic, asigurarea calității, standardele, aparatele și mai departe. Nu era posibil, nu a fost posibil, ne-am lăsat baltă. După ce a venit scump Plohotniuc, doamna ăsta, unii am putut să suferit. Eu am să-l critic, Plohotniuc, că el a făcut un sistem banditesc de finanțare prin care au putut obține fără ca lumea să priceapă de cum se iau banii. Că el, nu cum, ce vă pare rău de 1 miliard? De fapt, nu unul o furat așa. Că el, când acolo sunt atât de miliarde, au unit toate conturile. Eu când eram director, avem 12 conturi. Și eu știam exact ce bani am la intrare, ce bani am la, zic, plecare, ce bani am cheltuit până la o capic. Tot știam. După ce Plohotniuc a făcut acest sistem tot într-un cazan și numai la ieșire, la cram, stă trezoreria, nici directorul nu știe de unde vin bani, câți bani, cum se cheltuie. Deci, a fost imposibil de rezolvat acest obiectiv. El era normal, dar asta, din păcate, e mare adevăr. Eu așa nu mă tem să spun adevărul, sistemul Plohotniuc în continuu să lucrez. Din păcate, inclusiv în instituțiile de stat. Fiindcă el așa e de bine gândit, că la prima vedere nu e nimic ieșit din comun. Mai departe, atârnarea lui față de subaltern și atârnarea lui când el este subaltern. Nu supără. Că cu răbdarea lui ca să intre în esență, doar poate scoate din răbdare, da? Dar dacă chiar îl critici un pic, el nu supără. El până nu vede dus la capăt întrebarea, nu se lasă. Și eu socot că asta a
foarte bună caracteristică. Încă e tânăr, dar a reușit să facă foarte multe lucruri. Cum am spus, a fost și în Revoluție, și în războaie, și în Parlament, și în guvernare, și în business-ul privat, și în instituțiile de stat. Deci are o experiență foarte bună în acest domeniu. Familia. Soția trebuie de dat medalie și doar să-i dai după ce primești titlul. Da? Și băiatul tot. Băiatul, fiind un programist foarte bun, multe lucruri le-a luat de la început și le-a prefăcut din nou tot. Și băiatul e ca și mine Capricorn. Noi avem aceeași poziție. Și în atrânarea noastră, față de Octavian, avem aceeași atrânare. Adică, datorită acestei colaborări, nu numai formale și neformale, și dumneavoastră înțelegeți, o teză nu se face, nu au făcut nimeni, un singur, o teză de sine stătător, decât eu cunosc de la Einstein încoace. Eu am fost în domnul Crisla, când am fost în Elveția, în universitatea unui învățat Einstein, este lucrarea lui, 7 foi scris cu creionul, care se termină genial. Energie egală cu masă, mulță cu viteză, lumină la pătrat. Genial! Genial! Și asta a făcut-o numai el. La noi sunt teze de, da, tonim și nu vreau să termină cu nimic. De ce? Vă zic că teza este un lucru colectiv. Și la această teză au participat cei care el le-a mulțumit. Eu vreau și eu, încă o dată, să le mulțumesc personal la conducătorii structurilor, la executorii, la toți care au dat o mână de ajutor ca teza să fie dus la capăt, fiindcă el a fost atât executor, cât și coordonator, cât și conducător la suportul acesta, că acolo sunt elaborate modificări la legi, hotărâri de guvern, sunt elaborate rapoarte de analiză, sunt elaborate recomandări, cum a fost arătat, începând de la nomenclatorul investigațiilor, a specialităților, a capacităților și așa mai departe, fiecare din acestea a fost elaborat și tradus într-un act normativ. Ce vreau să spun? Că reforma de ce nu proces continuă? Că autorii Revoluției franceze le-au tăiat capul la cei vechi, ca să ajungă ei singuri la ghiliotină. Au venit alții care le-au tăiat capul. Și până au venit alții care le-au tăiat capul ăla și la alții. Și exact așa și reforma. Ea nu se termină. Este un proces, de ce noi și am făcut așa pe cerc. Ea e permanentă, și aici au fost niște întrebări, vă zic, de unde luăm bani. Eu cred că dacă nu sunt experiență cu asta, domnul președinte, eu știu că o leac am sărit calul, cum spune, dar eu termin. Doamna ministru de interne, actuală, e tot trec sărac. Și au și ei tineri care trebuie hrăniți, de casă, masă, îmbrăcăminte. Ne-au interzis ca din banii publici, instituțiile la interne se adresează la privați. S-o termină la FAO. Din PDC. Noi trebuie să fim sinceri aici, că spunem lucrurile pe nume. Privații ei, se joacă cu prețul. Câștigă tenderul. Pe urmă, mai dau șotcaturi. Lucrurile astea le-au zis în tătățeul, la radio, la televiziune, la tot. Și clar lucru că ei au să fie mai performanți, fiindcă ei câștigă banii bugetari câștigă bine mersi, eu peste 70% din banii statului, laboratoare, da, noastre, după ce noi am vrut atâtea milioane, nu sunt încărcate. Mihai se uită la mine. Mihai, tu tot ai cu cei privați să treabă. Nu e bine. E clar. Până ce ministeriul nu o să pui cum spun, piciorul în prag, și nu o să spune, banii statului trebuie să-i păzim. Instituțiile este dacă se începe un război.
Dacă vine o altă pandemie, cine ar să răspundă? Dar lucrurile este inevitabil. Fiindcă centrul de sănătate publică sunt extrem de importante în situații de urgență de sănătate publică, iar inima este laboratorul. Cu asta am vrut să termin și să vă mulțumesc, vă doresc succes. Și noi vă mulțumim, domnul profesor, pentru acest discurs. Nu, pe mine mă doare chestia asta cu banii din stat de la și comprehensiv și chiar ne-ați relatat unele detalii pe care nu le-am cunoscut despre domnul pretendent. În continuare, distință audiență, rog referenții oficiali să se expună asupra tezei și pentru aceasta se invită domn profesor Grajdean Fiorov, doctor habilitat în științe medicale, profesor la Catedra de Medicină Socială și Management, Nicolae Cristinițeanu, USMF Nicolae Cristinițeanu. Vă rugăm, profesor. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă secretară, stimați și onorat Consiliu Științific, stimați profesori, specialiști în domeniul sănătății publice, stimați și onorate rude, prieteni, apropiați la acest eveniment important, care îl trăim cu toți împreună, la care s-a mai terminat, s-a mai finisat o cercetare, un studiu, ce prezintă interes pentru noi toți, anume axat pe regionalizare, pe reformare administrativ-teritorială. Este un proiect de țară și iată că autorul vine în premieră cu această cercetare ce ține de acest segment important, regionalizarea serviciului de laborator în Republica Moldova. Vreau să aduc mulțumire într-un mod deosebit celor care mi-au încredințat această misiune. Este o misiune nu simplă, o misiune responsabilă, dar și onorabilă. Și aduc mulțumire celor care mi-a împuternicit să fac această recenzie. Deci, recenzia la lucrarea de doctor în științe medicale a competitorului Grama Octavian, intitulată Argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului supraveghere de stat a sănătății publice, specialitatea 331.03 medicină socială și management. Deci, este o teza domnului Grama Octavian, este consacrată unei actuale și originale probleme ce țin de argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice din Republica Moldova. În acest context, autorul este primul care își pune ca scop de argumentare științifică a reorganizării rețelei de laborator a serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice din Republică. Actualitatea problemei date a laboratorilor serviciului de supraveghere de stat la etapa actuală și în perspectivă constituie un element important și incontestabil în asigurarea protecției sănătății populației, prevenirii afecțiunilor și factorilor de mediu și de risc a populației din Republica Moldova. Argumentele necesității realizării acestui studiu sunt următoarele. Apariția noilor agenți infecțioși, virus, bacterii, microorganismele acomodate la noile condiții de mediu, elaborarea de tehnologii de performanță în această privință la nivel național, circuitul producției alimentare și intensitatea acestor asupra populației, procesul de migrație internă a populației și area migrației externe și pericolul crescut de atacuri teroriste, diverse accidente existente la această etapă actuală. Conceptul de dezvoltare a rețelei de laborator elaborate de autor a fost parte componentă a politicii de optimizare și eficientizare
beneficiul sănătății populației, elaborat în conformitate cu prevederile legii numărul 10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, politica națională de sănătate publică, regulamentul serviciilor de supraveghere de stat a sănătății publice, programul de stat privind dezvoltarea și dotarea tehnico-materială a serviciilor de supraveghere de stat a sănătății publice pentru anii 2011-2016, hotărârea de guvern numărul 160 din 70.03.2011. Cele menționate i-au permis autorului a elabora scopul și obiectivele cercetării. Capitolul 1. Dinamica dezvoltării serviciului de laborator în supraveghere de stat a sănătății publice. În acest capitol sunt reflectate rezultatele moderne asupra temei studiate. El este format pe baza analizei detaliate a publicațiilor din țară și străinătate, în special ale ultimilor decenii, și cuprinde sursele bibliografice cele mai importante referitor la problema studiată. Autorul a demonstrat prin aceste meta-analize că asemenea particularități ale problemei ca dinamica dezvoltării serviciului de laborator în supraveghere de stat a sănătății publice în Republica Moldova, în toate aspectele sunt studiate insuficient. În acest context, autorul justifică, argumentează necesitatea și importanța în practica acestei cercetări date în domeniul vizat. Capitolul 2. Materiale și metode de cercetare. În acest capitol, autorul descrie materialul și metodele de cercetare abordate. Cercetarea a vizat aspecte actuale ce țin de optimizarea activității de laborator a serviciilor de supraveghere de stat în condițiile socioeconomice noi. Studiul prezentat a fost realizat în baza datelor statistice oferite la baza datelor chestionării personalului din laboratoarele de performanță, personalului filialelor de laborator de performanță și beneficiarilor care au avut necesitate de aceste necesități, nevoi importante ce țin de acest serviciu. Cercetarea a fost efectuată pe un vast material epidemiologic și igienic cu utilizarea unui bloc adecvat de metode de cercetare contemporane. Studiul dat a fost realizat în 4 etape. Etapa 1. Definirea problemei în stabilirea scopului și obiectivelor studiului dat. Etapa 2. Observarea statistică și acumularea materialului. Etapa 3. Prelucrarea statistică a materialului. Și a 4. Analiza rezultatelor științifice obținute. În cadrul cercetării științifice au fost utilizate mai multe metode de cercetare care s-au completat reciproc pentru a îndeplini scopul și obiectivele studiului realizat. Acest set complex de instrumente metodologice de evaluare folosite de autor în studiul finalizat a permis să obțină rezultate veridice de cercetare ce ține de argumentarea științifică a reorganizării rețelei de laborator a serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice din Republica Moldova. Capitolul 3. Evaluarea activităților laboratoarelor serviciilor de supraveghere de stat a sănătății publice în Republica Moldova. În acest capitol de cercetare, autorul descrie rezultatele ce țin de evaluarea activităților laboratorului de supraveghere de stat a sănătății publice din Republica Moldova. Rezultatele cercetărilor de laborator efectuate de autor la nivelul laboratoarelor de performanță regionale au fost
remise instituțiilor de laborator la nivel teritorial, local și regional. Reorganizarea prestării servicii de laborator în condiții de finanțare suficientă i-a permis autorului să elaboreze noi direcții strategice de îmbunătățire a serviciului de laborator la nivel regional. Argumentele sunt următoarele. Implementarea în practică a serviciului de laborator a tehnicilor și metodelor comparative cu standardele europene care efectuează diagnosticul de laborator, formarea unui sistem centralizat de mentenanță și de servire tehnică a utilajului medical folosit în aceste laboratoare, asigurarea serviciilor cu cadre competente, bine pregătite în acest domeniu și stimularea materială a specialiștilor de laborator în funcție de competență și domeniul de activitate. Un aport deosebit de important a cercetării în activitatea serviciului de laborator realizat de autor a fost elaborarea modelului și mecanismului de reformare a rețelei de laborator la nivel regional a serviciilor de supraveghere de stat în sănătate publică. În cadrul cercetării a fost elaborat un model și un mecanism de reorganizare a rețelei de laborator a serviciilor de supraveghere de stat în sănătate publică, prin care a fost utilizată politica europeană OMS Sănătate 2020 și a fost evaluată situația curentă și a fost implementată acest model elaborat de autor. Care acest model a parcurs, vreau să menționez, mai multe etape în ce ține de implementarea lui. Nivelul 1 a acestui model presupune analiza situației reale a sistemului elaborat strategiilor și politicilor adecvate. Nivelul 2, implementarea politicilor elaborate conform unor planuri individuale pentru fiecare laborator. Nivelul 3, sistemul de organizare și gestionare a rețelei de laborator reformate de către Agenția Națională de Sănătate Publică. Nivelul 4, finanțarea rețelei de laborator. Și nivelul 5, asigurarea, monitorizarea situației din teren și elaborarea măsurilor de cercetare de corecție efectuate la etapa actuală. Deci, mecanismul de implementare a modelului de laborator performant reprezintă un proiect de organigrame la nivel central, regional și local. Un raport deosebit de important a autorului este argumentarea științifică a modelului și a mecanismului de reorganizare a rețelei de laborator a serviciului de supraveghere de stat în sănătate publică în care a fost utilizată politica europeană OMS Sănătate 2020, prin care modelul elaborat de autor este aplicat în activitatea serviciilor de laborator regionale folosit ca experiment în timpul pandemiei cu virusul COVID-2. Rezultatele obținute în folosirea acestui model propus de autor în acest experiment în timpul pandemiei cu virusul COVID-2 confirmă importanța reorganizării rețelei de laborator a serviciului de sănătate publică, prin care se justifică eficiența reformei propuse și prin care au demonstrat autorul că pot face față de situațiile excepționale de urgență în sănătatea publică. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării, studiul și-a trasat
o sarcină magistrală de a elabora și implementa un model nou pentru dezvoltarea rețelei de laboratoare de performanță regională. Problema științifică soluționată în ateziei corespunde capacităților funcționale ale rețelei de laborator a Serviciului de Sănătate Publică prin elaborarea și valorificarea unui model optim de modernizare și a unui mecanism de reformare a Serviciului de Laborator a Agenției Naționale de Sănătate Publică. Semnificația teoretică a lucrării. A fost analizată situația în domeniul serviciului de laborator al Serviciului de Supraveghere de Stat în Sănătate Publică de până și după reorganizare, s-a apreciat rolul laboratoarelor și importanța lor în practică implementat de autor. Valoarea aplicativă a lucrării, rezultatele cercetării, concluziile, recomandările practice au servit atât pentru planificarea activităților serviciului de laborator, al serviciului de supraveghere de stat, cât și pentru optimizarea acestor activități. Implementarea rezultatelor studiului. Rezultate cercetării au fost utilizate la elaborarea suportului normativ și metodic pentru modernizarea serviciului de laborator al Serviciului de Supraveghere de Stat și a Agenției Naționale de Sănătate Publică, implementate ulterior în 39 instituții medicale din Republica Moldova. Deci, și în concluzie, ce aș dori să fac din tot ce a fost prezentat în această cercetare foarte actuală, foarte originală, ce ține de acest segment important de regionalizarea serviciului de laborator. Deci, în concluzie, teza domnului Grama Octavian, argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, specialitatea 331.03 Medicină Socială și Management, este o lucrare actuală, originală, finalizată, corespunde pe deplin cerințelor regulamentului ANACEC față de tezele de doctorat, iar autorul din cele menționate în acel curicul, vreau să menționez că este un manager excelent, este un savant excelent și eu aș da domnului consultant, i-aș pune și la această temă 10 de cercetare. Deci, domnul Grama merită pe deplin această pe deplin teza de conferire de doctor în științe medicale și felicit consultantul și mult regretatul profesor Iațco, care au contribuit la realizarea acestei cercetări. Felicit și instituțiile care au fost implicate în acest studiu, felicit și catedrele care au contribuit în realizarea cu succes a acestei teze originale, importante pentru sistemul de sănătate, pentru țară. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim mult, domnul profesor! Distinsă audiență, cum am anunțat la începutul ședinței, doamna Gurduniuc, referent oficial, este în deplasare de serviciu, și conform procedurii stabilite în acest caz de ANACEC, referința a fost transmisă și acum va fi dată citire de către secretarul științific a Consiliului Științific Specializat. Stimată audiență, îmi permiteți să dau citire avizul la teza de doctor în științe medicale, domnul Grama Octavian, cu tema argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice, oferită de către doamna Olga Gurduniuc, doctor în științe medicale, conferințiar CEPU.
cercetător, șef direcția NSP. Importanța și actualitatea tezei. Laboratorul este un element esențial în realizarea programelor de supraveghere în domeniul sănătății publice, organizarea corectă a rețelei de laboratoare din cadrul ANSP și a proceselor de activitate în laborator permite asigurarea gradului adecvat de pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică, precum și declararea pericolelor, riscurilor de origine biologică, chimică, radionucleară pentru realizarea măsurilor de limitare a răspândirii, localizare la sursă oricărui risc pentru sănătatea populației. Actualmente, la nivel internațional, sunt înregistrate urgențe de sănătate publică, evenimente extraordinare care constituie un risc pentru populația majorității statelor prin răspândirea internațională a bolilor infecțioase, ce necesită un răspuns internațional coordonat. În Republica Moldova, de asemenea, există probabilitate ca populația să fie expusă riscurilor de origine biologică, chimică, radionucleară, precum și fenomene meteorologice. Toate aceste urgențe de sănătate publică și fenomene au creat necesitatea monitorizării și prognozării mai stricte, inclusiv a reorganizării absolut necesară a rețelei de laborator din cadrul ANSP pentru a răspunde eficient la noile provocări prin diverse intervenții complexe. Teza domnului Octavian Gramă este dedicată unei probleme importante de sănătate publică, precum importanța rețelei de laboratoare din cadrul ANSP în managementul urgențelor de sănătate publică și argumentarea reorganizării acestea. Totodată, realizarea prevederilor regulamentului sanitar internațional de prevenire, anihilarea riscurilor de sănătate publică la nivel internațional, precum și intensificarea globalizării comerțului, accelerează procesul de fortificare și dotare a rețelei de laboratori din cadrul ANSP, atât la nivel național, cât și teritorial. Actualmente, laboratoarele din cadrul ANSP sunt elemente de bază pentru asigurarea protecției sănătății populației, prevenirea afecțiunilor și factorilor de risc din mediul ambient. Fiind partea ANSP, activitatea acestora este orientată spre diminuarea sau excluderea riscurilor cu impact negativ asupra sănătății populației din Republica Moldova. La nivel teritorial, laboratoarele ANSP se confruntau cu unele provocări privind oferirea datelor de laborator și capacitatea de intervenție în urgențe de sănătate publică fiind diminuată. Cauzele principale fiind lipsa personalului ministrului, bază tehnico-materială depășită și lipsa utilajului performant. În Republica Moldova s-a profilat clar necesitatea unei cercetări privind reorganizarea rețelei de laboratoare, ceea ce a servit drept argument cert și motivat pentru autor în inițierea unui studiu asupra problemei existente privind posibilitățile de organizare a serviciului de laborator din cadrul ANSP la nivel teritorial național cu fortificarea ulterioară a acestuia. Baza teoretică a tezei. Deci este bine structurată prin analiza situației în domeniu, problema formulată, metodologia valoroasă, numărul mare de studii analizate, complexitatea abordată și rezultatele valoroase obținute. Cercetarea realizată de către autor a fost proiectată în baza analizei situației în domeniul serviciului de laborator al ANSP, de până și după reorganizare, estimând rolul laboratoarelor de performanță și evaluând satisfacția personalului și beneficiarilor de serviciu de laborator în domeniul sănătății publice. Studiul teoretic aprofundat al literaturii de specialitate privind necesitatea dezvoltării rețelei de laboratoare de performanță în raport cu factorii de mediu și cu urgențele de sănătate publică în condiții de finanțare bugetară existentă, organizarea și structurarea serviciului de laborator în țară și aplicarea sistemului de management al calității în laboratoare de sănătate publică este reflectată în capitolul 1 al tezei Dinamica dezvoltării serviciului de laborator în supraveghere de stare a sănătății publice. Autorul prezintă dovezi concludente ale problemei de funcționalitate a sistemului de laborator al ANSP, fiind analizate date din istoria formării serviciului de laborator, inclusiv supravegherea de stat a sănătății publice. Reformele suportate de acest sistem pe parcursul anilor, ceea ce prioritizează necesitatea reorganizării rețelei de laborator național. Prezentul studiu vine cu noi abordări de cercetare care pot fi utile și în alte cercetări în domeniul managementului serviciului de laborator. Inovația și originalitatea științifică a lucrării. În premier, prin studiu, a fost elaborat și implementat un model avangardist de dezvoltare a rețelei de laboratoare regionale. Fiind aplicate mecanisme în asociere cu factorii de mediu, cu
condițiile precare de finanțare bugetară, ca rezultat serviciul de laborator devine apt să răspundă adecvat urgențelor de sănătate publică. Pentru prima dată a fost evaluată satisfacția angajatorilor și a utilizatorilor de servicii de laborator în domeniul sănătății publice. Valoarea practică a cercetării. Lucrarea prezentată de rând cu semnificația fundamentală a cercetării are și potențial aplicativ, care deja parțial a fost realizat. Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările practice au servit drept bază pentru planificarea activităților serviciului de laborator al ANSP, optimizarea acestor activități în independență de factorii de risc existenți în teritoriile de servite. Datele obținute au fost utilizate pentru argumentarea elaborării modelului de organizare a laboratoarelor ANSP. Calitatea metodologică a cercetării. Deci este bună prin formarea atentă a scopului, obiectivelor, profunzimea interpretării și iconografiei evidente, resursele recente și de calitate. Realizarea tezei a pornit atât de la o analiză a bazei teoretice existente în acest domeniu, cât și la un scop și patru obiective bine definite, realizarea cărora a asigurat finalizarea cu succes acestei etape de cercetare. Atât realizarea scopului principal, cât și obiectivelor formulate pot fi urmărite cu ușurință datorită structurării reușite rezultatelor în structura capitolului 3 și 4 al tezei. Familiarizarea cu problemele cu care se confruntă rețeaua națională de laborator din cadrul ANSP privind diagnosticul și capacitatea de intervenție în urgențele de sănătate publică i-a permis autorului de a se implica creativ în prezentarea și interpretarea rezultatelor obținute, ceea ce îl caracterizează pe domnul Gramo Octavian ca pe un cercetător format, capabil și să prezinte analize profesionale cu impact fundamental și aplicativ. Succesul acestei lucrări este susținut de combinarea armonioasă a instrumentelor de colectare și analiză datelor primare, utilizarea rațională a cadrului legislativ, normativ și metodic existent în domeniul optimizării activității laboratoarelor ANSP. Conceperea și calitatea textului. Teza domnului dr. Gram Octavian se caracterizează pentru bună calitatea textului, structura logică, coerentă a ideilor, a interpretărilor proprii expuse, stilul științific accesibil lucrării și deci lucrarea respectivă o face atractivă pentru cercetătorii interesați în acest domeniu. Rezultatele cercetării sunt elucidate și analizate în două capitole, astfel capitolul 3 include analiza rezultatelor stării de funcționalitate a sistemului de laboratoare la ANSP și respectiv reducerii inechităților în distribuirea și utilizarea serviciilor de sănătate publică. În capitolul 4 este argumentată necesitatea sincronizării, reorganizării rețelei de laborator a ANSP cu reforma serviciului de supraveghere de stat a sănătății publice în ansamblu. Asigurarea bibliografică. Lista surselor bibliografice examinate de autor și care au stat la baza elaborării analizei situației în domeniul de cercetare, metodologii de cercetare și a argumentării necesității cercetărilor include 101 de titluri în limba română, rusă și engleză. Calitatea concluziilor generale și a recomandărilor. Concluziile generale reflectă esența rezultatelor obținute, sunt formulate concis și concludent. Astfel, consider concluziile generale ca corespunzătoare cerințelor formulate în ghidul pentru perfectarea tezelor de doctor în științe medicale. Prin realizarea acestei lucrări, autorul trasează punți de colaborare eficientă, bazate pe principii științifice, ceea ce trezește admirație și apreciere înaltă. Recomandările care finalizează lucrarea sunt adresate atât cercetării, cât și aplicării lor în practica medicală. Corespunderea conținutului tezei cu tema aprobată, publicațiile autorului și autoreferatul tezei. Materialul expus în teza de doctor în științe medicale analizată corespunde integral temei acestei lucrări. Autorul a publicat rezultatele cercetării la tema tezei de doctor în științe medicale, reflectând subiectele cele mai importante ale acestui domeniu. Autoreferatul reprezintă o expunere concisă a materialului, reflectată în teză, fiind respectate toate rigorile înaintate de către ANACEC. Concluzia privind corespunderea tezei gradul științific solicitat. Teza de doctor în științe medicale, argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului supraveghere de stat a sănătății publice,
elaborată de domnul Octavian Gama, constituie o lucrare științifică finalizată, dedicată unei probleme actuale, realizată la un nivel științific înalt. Rezultatele obținute au o importanță atât teoretică cât și aplicativă, merită atenție efortul intelectual depus de autor pentru realizarea acestui studiu, care aduce beneficii mai multor actori din domeniul sănătății publice, dar în special serviciului de laborator. Complexitatea problemei abordate, valoarea cercetării efectuate, nivelul de realizare a scopului și obiectivelor propuse, maturitatea analizei rezultatelor și concludenței formulării concluziilor îmi permit a considera că teza prezentată îndeplinește toate condițiile de aprobare și propun să confere gradul științific domnului Octavian Grama, doctor în științe medicale, specialitatea 331, muzeotrii, medicină socială și management. Vă mulțumim foarte mult și mulțumim și doamnă referent Olga Budini pentru această referință minunțioasă. Și acum invităm pretendentul să vină cu și să răspundă la obiecțiile și sugestiile care se regăsesc în recenziile referențelor. De fapt, la început eram cam trist când aveam obiecții, recomandări, dar până la urmă am înțeles că toate aceste obiecții, propuneri, au dus numai spre îmbunătățirea lucrării și au fost binevenite și am înțeles la anumite etape care este direcția, cu tot trebuie să merg, care trebuie să fie finalitatea acestei lucrări și aș dori să mulțumesc din suflet tuturor referentelor oficiali pentru munca depusă și pentru în defavoare, eu știu, a serviciului ăsta, că de fapt nu este o muncă plătită, este o muncă cont propriu și asta presupune și timp, și nervi, și cheltuieli, bineînțeles, în timpurile noastre, nu e atât de simplu. Vă mulțumesc foarte mult! Revistins audiență, conform protocolului, propun să se înceapă sesiunea de discuții, toți doritorii din sală au dreptul să participe, rugămut cine dorește să se expună pe marginea cercetării. Vă rog, domn profesor Ciocan. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă secretar științific al Consiliului Științific Specializat, onorați membri al Consiliului și onorați colegi. Eu astăzi, cu invidia, sunt prezent la această sesiune de susținere a tezei cu genericul argumentarea reorganizării rețelei de laborator al Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice prin prisma că în domeniul unde eu acum sunt angajat, cel spitalicesc, această problemă se găsește până ce doar numai la etapă de discuție. Ei, prin cercetarea de astăzi, de fapt, s-a dovedit că pot fi realizate și în Republica Moldova reforme de sistem, în cazul nostru o reformă de subsistem care pot aduce plus valoare pentru sănătatea publică. Vreau să vă zic că ceea ce s-a realizat în acest domeniu a făcut ca răspunsul sistemului de sănătate la situația de criză pe care am avut-o în pandemia COVID-19 să fie, zicem așa, bun în comparație cu ceea ce ar fi fost dacă nu am fi avut aceste capacități concentrate în cele 10 laboratoare. Și în acest aspect, eu vreau să zic că, din punct de vedere metodologic, această cercetare a fost făcută foarte și foarte inteligent. Deci autorul a cercetat opinia celor trei categorii de specialiști care sunt cei mai buni experți
Credeți-mă. Deci, rezultatele obținute prin experți. De expertiză sunt aceleși rezultate obținute prin alte metode. Dar și aplicarea criteriilor de selecție pentru aceste laboratoare, tot iarăși este o noutate pentru modelarea, să zicem așa, sistemelor din sănătatea publică aplicate de către autor. Eu de fiecare dată când analizez o lucrare științifică de nivelul unei teze de doctor sau doctor abilitat, de fiecare dată mă uit dacă a fost realizat scopul și obiectivele acestei cercetări. Deci scopul a fost reorganizarea și iată, noi avem în prezent un model funcțional. Deci acest model este funcțional în Republica Moldova și el asigură răspuns chiar la situații de urgență în sănătate publică. Și al doilea lucru care trebuie să fie de fiecare dată analizat, dacă modelele propuse în cazul nostru a sistemului, subsistemului de laborator, el asigură o îmbunătățire a accesibilității serviciilor. Și eu vreau să vă zic că dacă noi nu am fi avut acest model nou de laboratoare în Republica Moldova, nu am fi avut o creștere de aproximativ 3 ori, pe parcurs la 5 ani de zile, aproape de 3 ori testelor prin metoda molecular-genetică. Nici într-un caz nu am fi avut. Dar aceasta de 3 ori, cu 300% pe parcursul la 5 ani de zile să ridice accesibilitatea la aceste servicii, evident că este un rezultat foarte bun. Eu aș vrea să felicit în primul rând colegii din Serviciul de Sănătate Publică și conducătorul științific, consultantul științific pentru acest rezultat, iar colegul meu, Octavian Grama, de mult merita acest grad științific de doctor în științe medicale. Mulțumesc! Mulțumim mult, profesor! Invit domnul profesor Filiptu Meag, dorește să-și expună pe marginea. După formula asta. Vedeți că se realizează în practică. Vă rog, domnul profesor. Da. Stimată doamna președinte, doamna secretar, onorat Consiliu, stimați colegi, noi astăzi, într-adevăr, ascultăm o teză care are mare importanță în sănătatea publică. Sănătatea publică, evident că nu poate exista fără laboratoare, cu atât mai mult performante și în acest aspect, domnul Grama, analizând atâta literatură bibliografică, de multat la el, la ea, vă zic că vine cu argumentare foarte, foarte insistentă că, într-adevăr, acest domeniu de activitate de laborator în Serviciul de Sănătate Publică merită o atenție, merită o cercetare, merită o reformare. Și de aici a venit și scopul, de aici a venit obiectivele și îmi pare foarte bine că au trecut, au pornit la ceea care a evoluat întâi și întâi, ceea ce există. Acele laboratoare care existau în 39 de raioane și clar că s-au evidențiat multe, foarte multe lucruri la curte și mai departe în problema aceasta, problema asigurării și calității și evident că trebuia să se facă un lucru de reformare pe lucrurile, cu atât mai mult că au fost și propuneri de la UNESCO și experiențe din alte țări, etc. Eu cred că realizarea aceasta, ea, mi-a plăcut cum a numit-o doamna Bolbeniuc, avantgardistă,
i-au anumit-o pionierat, cam pe tot același lucru, are o importanță mare la nivel de stat. Cândva, eu cred că vreo 30 de ani în urmă, eu cred că formula care o discutam cu domnul profesor Ostrofeț, că prea multe laboratoare avem noi. De ce trebuia ANSA să-și facă laboratoare dacă la noi lucrau laboratoarele extraordinare? De ce inspectoratul mediului își face laboratoare dacă noi lucrează laboratoarele extraordinare? Același subiect, același obiect, același mediu, același condiții de muncă, același și așa mai departe. Deci, aici eu visez că am discutat cu acestea, că în general ar trebui să fie niște centri de laborator mari, așa, cu cadre, cu toate cele necesare, și poate că n-ar trebui fiecare serviciu să aibă a lui laborator, dar și dintre cele care au o experiență, au o practică și noi, ca atare, într-adevăr, Sistemul de Sănătate Publică a existat și există foarte multe experiență. În afară de ceasă, de ceasă, că a organizat mi-a plăcut, pentru că ca atare nu am avut reforma administrației publice locale, atunci când existau nouă județe. Și atunci când procesul s-a parțial, totuși a fost făcut. Și eu cred că noi suntem avangardiști sau pionieri pentru că totuși eu cred că undeva zace treaba aceasta, că se vor trece la aceste județe care le-au selectat pe laboratoare de performanță. Dar s-a realizat scopul, s-a realizat obiectivele, avem concluzii care coincid cu conținutul lucrării și recomandările respective care îmi pare mare parte au fost realizate și eu cred că toate acestea ne conving că lucrarea domnului Grama este finalizată, are implementare practică, are noutate științifică, are toate cele necesare care corespund cerințelor regulamentelor și a NACEC, și a Universității de Medicină, la Școala Civică de Simițeană, pentru a oferi și merită acest grad științific de doctor în medicină. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul profesor. Se invită domnul conferențiar Pantea. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă secretară, stimați colegi, eu aș spune că lucrarea de astăzi este un requiem în amintirea și memoria profesorului Iețco și totodată vreau să zic un lucru care numai și a sunat, e vorba de argumentarea pe domenii a necesității optimizării acelor activități din diferite ramuri ale economiei sănătății, a economiei țării. Eu mă refer aici la metodologia abordată anterior de Nicolae Andreevici Destimițanu, că, de fapt, repartizarea și distribuirea acestor argumente de repartizarea lor a stat la bază anume și criteriile cele în metodologia dată, criteriile puse ca bază de profesorul Destimițanu, inclusiv criterii de apropiere de către populație și nu numai apropiere, dar o apropiere calitativă a acestor servicii, care ține de întrebarea mea care am dat-o în ce măsură nomenclatorul serviciilor diagnostic de laborator a fost apropiat față de populație. Păi, aici fac un exemplu nițel mai simplu decât l-a numit domnul Grama. Problema e că astăzi noi avem 10 ambulatorii regionale care produc investigații de laborator care anterior doar numai la nivelul capitalei se realiza și nu numai, dar chiar eram obligați, nu obligați, eram nevoiți anterior să ducem probe de laborator în Londra sau în Moscova, în ultima dată vă zic că astăzi noi facem aici pe loc, în aceste 10 laboratoare. Și
nomenclatură de investigații, dacă ține de sute de denumiri de investigații, care anterior se făceau până la 50 maximum în teritoriu și acele erau, să dau un simplu exemplu, domnul profesor Fritoleac nu o să-mi dea voie să mint, că se făcea doar investigații prin metode de titrare, deci mai mult erau metode, hai să zicem așa, calitative, nu cantitative și nu de identificare până la cum au fost spus, până la genom sau până la investigații molecular genetice. Deci asta e pe de o parte. Și aici am fi vrut să mai adaug un lucru foarte important. Noi cu toții cei care predăm sau lecturăm informații din domeniul profesional, ne cunoaștem așa un manager MAC-K. Dacă facem trimitere la acest cercetător, că de fapt e un cercetător american, el vorbește despre mediul de turbulență astăzi în societate. Deci intensitatea proceselor care au loc în așa măsură că pe o perioadă foarte scurtă de timp se produc numeroasă avalanșă de schimbări în societate la diferit nivel, fie tehnologic, fie structural și așa mai departe. Și el propune ca așa analize să fie efectuate periodic. Periodic nu cu periodicitatea din anul 1950 și modificată în 2000, vă zic, serviciul de laborator a sănătății publice, dar nițel mai des. Deci măcar o dată în 5 ani, măcar o dată în 10 ani să fie aceste cercetări efectuate pentru a ajusta, hai să zicem așa, necesitățile de domeniu cu și raportate la schimbările care au loc în societate. Și aici vreau să vă zic un pic, suntem în urmă. Cred că dumneavoastră toți cunoașteți experiența Institutului de Sănătate Publică din Norvegia, Olanda și Danimarca, unde în structura funcțională a Institutului Național de Sănătate Publică sunt instituite, sunt organizate așa numite secții de evaluare a tehnologiilor medicale, care cuprind în fond așa numitele Health Technology Assessment. Deci care cuprind anume evaluarea proceselor, în ce măsură procesele nu rămân în urmă și dacă ele fac față acelor necesități. Și aici faptul că noi totuși am parcurs la așa o cercetare și am fost parte, componentă în realizarea acestui studiu, în primul rând ne mândrim, în al doilea rând consider că incontestabil actualitatea problemei există. Doi, eu aș spune că preponderent teza e mult aplicativă, care aduce ceva sistemului de sănătate, dar foarte ponderal, și în cazul ăsta structura tezei, sarcinile, obiectivul, sau spunem scopul, sau obiectivele, corespund întru totul concluziilor. Și consider că domnul pretendent la titlul de sau gradul de doctor în științe medicale merită de deplin. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, stimate domnule conferențiast. Mai sunt doritori să se expună pe marginea cercetării? Dacă nu sunt, stimați colegi, îmi permiteți în continuare să rog membrii Consiliului Științific Specializat să se expună fiecare în parte asupra noutății, valorii științifice și aplicabilea tezei și pentru aceasta se invită doamna profesor Spinela Risa, doctor habilitat, profesor universitar, doamna Petra de Medicină Socială și Management, Universitatea de Stat, de Medicină și Farmacie, Nicolae Testimițan. Mulțumesc, doamna profesor! Mulțumesc, mult stimate domnule președinte, a Consiliului Științific Specializat, stimați membri, Consiliului, în arăți prezență.
Rezultatele cercetării care noi astăzi am audiat, prezentate de către domnul competitor Octavian Gramă, țin de una din reforme care au fost realizate în domeniul sănătății. Dacă noi privim partea teoretică a realizării cercetării, este foarte ușor de realizat așa o cercetare, că este o necesitate a timpului, este susținerea din partea diferitor structuri, dar partea cea mai complicată pentru așa o cercetare ține de implementarea rezultatelor și de testarea implementării acestor rezultate. Și aici domnul Octavian Gramă este în poziția foarte bună. Partea teoretică dumneavoastră a realizat cu Brivu, cunoaștem care tipuri de studii au fost realizate, ce rezultate au fost obținute, dar este un câștig foarte bun pentru această cercetare, că o nimerit într-o perioadă foarte grea pentru societatea, dar anume pentru să fie testate model care, să fie testat model care a fost propus în urma realizării acestei cercetări, a fost perioada de 2 ani, când noi am fost în epidemie, și anume asta a permis să fie subliniate părțile pozitive acestei cercetări. Clar că și un avantaj foarte mare acestei cercetări ține de creșterea accesibilității populației la servicii standardizate, ce este foarte important, că anume crearea, reorganizarea acestui serviciu de laborator, și avem astăzi 10 de laboratoare, anume reușim din fapt că este necesar ca aceste servicii să fie standardizate. Și prin asta noi avem posibilitatea să acordăm populației servicii calitative. Ce ține de reșind din aceste lucruri, că cunoaștem că cel mai important pentru oricare cercetare este implementarea rezultatelor în practică. Și aici putem liber să vorbim că, într-adevăr, cercetarea actuală are o noutate științifică și aplicabilitatea în practica medicală. Ce ține de singură teză, am avut posibilitatea să mă expun de mai multe ori. Mă bucur că în final avem o lucrare foarte bine structurată, gândită, care corespunde tuturor cerințelor și de aceea vin cu felicitarea pentru toate persoane care au contribuit la realizarea acestei cercetări, domnului consultant științific, profesor Ion Pahnarev, domnului competitor, domnului Octavian Gramă și serviciului de sănătatea publică, care tot au trecut prin mai multe reforme în ultimul timp și anume care au contribuit la primirea acestor rezultate. Felicitări! Vă mulțumim foarte mult, doamna profesor! Se invită domnul Cebanu Serghei, doctor habilitată științe medicale, conferențiar universitar, membru a Consiliului Științific Specializat. Mulțumesc, stimată doamnă președinte a Consiliului, onorată asistență. Am participat și eu la examinarea acestei lucrări în mai multe etape. Mă bucur că până în final asistăm astăzi la o susținere și la o lucrare foarte bine integrată. Cu atât mai mult că, într-adevăr, actualitatea acestei probleme discutate astăzi este foarte mare. Și cum a menționat și domnul competitor, nu au fost efectuate astfel de studii în Republica Moldova. Prezenta lucrare abordează o problemă de stringentă actualitate, care ține de domeniul sănătății publice. Este rezultatul unui studiu complex, bine structurat și rezolvă într-adevăr o problemă de importanță majoră. Cu atât mai mult că
Actualitatea studiului este confirmată și prin prioritățile politicilor înaintate la nivel mondial și național. În premieră, Republica Moldova, a fost realizat un studiu care a analizat rețeaua de laboratoare a Agenției Naționale de Sănătate Publică și a propus un model nou a serviciului de laborator. Consider că lucrarea, într-adevăr, prezintă cercetări bine definite, scopul, obiective lucrării au fost realizate, lucrarea are un caracter aplicativ, iar rezultatele au și vor fi utilizate pentru elaborarea unor măsuri de îmbunătățire activității laboratoarelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, mai ales ceea ce ține de fortificarea laboratoarelor regionale, despre care s-a vorbit foarte mult. Fiind o lucrare la specialitatea 33103 Medicină Socială și Management, consider că pretendentul a argumentat foarte bine necesitatea implementării acestei reforme, plus a demonstrat și abilitățile sale organizatorice prin participarea la diverse etape de analiză a materialelor și prelucrare a materialelor. Prezintă un interes și evaluarea satisfacției angajaților și utilizatorilor de servicii de laborator, care de asemenea în premieră a fost efectuată. Astfel, în baza rezultatelor elaborate și în baza concluziilor și recomandărilor, consider o lucrare finalizată și domnul proprietor Octavian Grama bine meritat îi se poate conferi titlul de doctor în științe medicale. Susțin această propunere. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul conferențiar. Pentru a-și expune părerea pe marginea cercetării, se invită domnul Damașcan Gennadie, doctor habilitat în științe medicale. Vă rog, domnule, domnul doctor. Stimate doamne președinte, onorată asistență, odată cu trecerea timpului, multe lucruri care au fost bune cândva, încetează de a mai fi bune. Ceea ce e normal. Pentru că apar viziuni noi, necesități noi, iar ideile cândva bune încep a deveni nu atât de eficiente. Se întâmplă în toate sferele activității umane. În sistemul de sănătate avem același rezultat. Deci dacă cândva tendințele aceste extensive de dezvoltare a sistemului de sănătate erau bune. Pentru acele timpuri și caracteristicile, zicem, timpurilor acelea, atunci, începând cu anii 2000, ele au început să tragă progresul înapoi. Și nu numai din cauza faptului că ele nu puteau fi acoperite financiar, ci, poate, în primul rând, pentru faptul că calitatea serviciilor care se cedea de la un domeniu la altul nu mai satisfăcea cerințele noi. Noi vedem acestea în multe ramuri. Deci astăzi noi vorbim despre o ramură distinctă, noi vorbim despre laboratoare. Dar noi avem noi același, o aceeași stare de lucruri de bune în sector spitalicesc, care tot la rândul său necesită o optimizare conform cerințelor care sunt la vremea actuală. Deci, ce considerăm? Primul lucru care vreau să-l constat este importanța acestei lucrări, pentru că ea este la timpul ei. Pentru că această optimizare este, cred că, un pas care va fi caracteristic, este un început, dar va fi un pas caracteristic care urmează să fie în sistemul sănătății în multe, multe sfere ale acestui în timpul abordat. Și vreau să felicit cu aceasta autorul și conducătorul. Printre altele, nu odată am discutat aceste subiecte cu regretatul domnul Constantin Ițcor. Și am discutat chestiunea asta pe toate domeniile dezvoltării sistemului de sănătate. Dumneavoastră știți că dumneavoastră a fost unul dintre pionierii și participantul la începuturilor implementării asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova, împreună cu domnul Rusu,
și alte persoane notorii a țării noastre. Deci noi am discutat multe din aceste lucruri care urmează a fi și eu cred că în timpul apropiat noi vom fi martori acestor schimbări care sunt care vor fi în societatea noastră. Deci astăzi ne bucurăm de această primă rândunică pe o sferă care ține de colaborare. Cât privește însăși lucrarea, ea are un aspect clasic, conține toate compartimentele care sunt în unitate, care sunt cerințe față de lucrare, față de o teză de doctor în medicină, sunt respectate toate aceste cerințe. Scopul este clar. Rezultatele sunt ajunse, deci prin recomandările sale, autorul vine să îmbunătățească sistemul pe baza cercetării care au făcut și acesta este un lucru, de fapt, care a fost așteptat de la această lucrare și de la cercetător. În aceste considerente, eu consider că lucrarea este finisată, corespunde cerințelor față de lucrările de doctor în medicină, iar publicatorul merită acest titlu. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, stimați domnule Tămașca. Îmi permiteți să-mi expun părerea în calitate de președinte și ca să urmez și eu o procedură corectă, să vin în fața dumneavoastră. Stimați colegi, distinsă audiență, stimați membri a Consiliului Științific Specializat, deci aș vrea să continu ideea domnului doctor habilitant în științe medicale, domnul Tămașcan. Deci lucrarea de astăzi este un exemplu foarte, așa aș spune eu, emotiv sub aspectul că este o continuare între generații. Deci este o lucrare care a fost gândită de regretatul domnul profesor Constantin Ițco și uitați-vă că echipa, cei care au fost alături, tipurile celea și cei care au continuat cauza, deci au dus până la bun sfârșit această cercetare, cu cele fericit foarte mult. Dar această cercetare, cum au spus foarte mulți colegi de-ai noștri, a avut și cumva noroc, chiar fiind întinsă în timp, a venit la momentul cel mai oportun la situația la care se necesita de a veni cu niște clarități, cu niște reorganizări. Vorbim de rețeaua de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice. Cum a zis și domn profesor Ion Căhnărel, domn profesor Fricturac, ideea era că fără laborator, a spus domn profesor că este inima laboratorul sănătății publice, domn Fripturac a spus că nu există fără laborator sănătate public și asta este, pentru că această rețeaua de laboratoare este unicul furnizor de date obiective care stau la bază deciziilor noastre medicale ca medici în sectorul ospitalicesc și, din altă parte, deciziilor de intervenție promptă în sănătate publică. A menționat doamna profesor Larisa Spinei, că a avut cercetarea noroc, pentru că s-a manifestat sub aspectul pozitiv, s-a atestat în timpul pandemiei COVID, anume, acum nu ne rămâne, nu a fost posibil, nu a fost scopul cercetării, dar faptul acestei reorganizări și deciziile prompte și sub aspect a tratamentului și sub aspect a intervențiilor, cred că au salvat nu o viață în plus. Și vreau să reiterez și mai mult aspectul aplicativ al lucrării, pentru că asta am vrut să subliniez prin ceea ce vorbesc, că lucrarea este evidențiată prin aspectul său major aplicativ. Prin faptul că deja s-a manifestat în timpul pandemiei COVID, SARS-CoV-2, de fapt, nu este finisat, nu este închis în această întrebare în ziua de astăzi până la final, dar, după cum cunoașteți, criza umanitară continuă, cu atât mai mult ea se agravează, deci în condițiile situației din țara vecină, la hotarul căreia noi ne aflăm, migrația indusă de această situație ne pune fața la noi provocări ce țin de boli transmisibile și, în ultimul rând, de bolile netransmisibile, dar cele transmisibile cu siguranță. Avem o migrație acum
care Republica Moldova este pusă în fața acestei provocări. De aceea eu aș spune că aspectul aplicativ și deci soluțiile cu care vine cercetarea, căci pune un rezultat final bine determinat, vine cu un model concret care asigură îmbunătățirea continuă a acestei rețele de laborator din Republica Moldova. Deci vine cu un aport substanțial în soluționarea problemei de răspuns, de sporirea capacității răspunsului în cazul deci urgențelor în sănătate publică și dacă doriți, și asta este adevărul, dar și este ferma mea convingere că aceste lucruri sunt de importanță majoră și sub aspect de termen de securitate națională. Eu felicit pretendentul, îi mulțumesc pentru perseverența pe care a avut-o, căci lucrările întinse în timp întotdeauna au ghinionul de a nu fi duse până la capăt. Îi mulțumesc la toți care au fost alături de pretendent, pentru că, într-adevăr, pe final, avem astăzi o cercetare finalizată, o cercetare de importanță aplicativă majoră, odată în plus, sunt bucuroasă că am fost la toate etapele de aprobare, începând cu catedra și am putut contribui sub aspect, să zicem că astăzi să spun cu certitudine că corespunde și cerințelor ANACEP și pretendentul cu certitudine merită să-i se fie oferit titlul solicitat de doctor în științe medicale. Vă mulțumesc și invit doamna secretară științifică să se expună pe marginea cercetării. Cred că o să fiu cea mai laconică la final, să mă fiu din timp. Sigur că lucrarea abordează un subiect care practic se află între limitele mai multor domenii și are un interes și o abordare intersectorială, deoarece cuprinde mai multe aspecte, fiindcă laboratorul este important în toate domeniile sănătății. Respectiv, cartul care este de o valoare incontestabilă, în cadrul căreia autorul la final vine cu aplicație și implementare în practică, deci cu acel model care s-a elaborat și un mecanism de reorganizare a rețelelor de laboratoare din cadrul ANSP. Deci, cu siguranță pot spune că lucrarea dată, efectuată de către pretendentul Octavian Gramă, este una autentică, originală, prezintă un studiu științific amplu finisat și de o mare aplicabilitate practică. Și, cu certitudine, autorul merită să-i se confere gradul științific de doctor în științe medicale. Ceea ce vreau să-l felicit, să felicit consultantul științific și catedra care a mai scos încă un doctor a științei medicale. Vă mulțumim foarte mult. Stimați colegi, urmează în continuare să invit secretarul științific pentru a citi proiectul de hotărâre referitor la gradul de noutate și valoarea științifică și practică a rezultatelor obținute în teză și la conferirea titlului științific solicitat. Vă rog mult, doamnă secretară. Stimate domnul președinte, Consiliul Științific Specializat, stimați membri, îmi permiteți să nu dau citire integral a proiectului hotărârii, deoarece l-aveți prezentat. O să mă refer doar numai la concluzii. Să întrebăm membrii Consiliului Științific dacă sunt de acord. Suntem de acord? Da. Vă mulțumim. Da. Concluzia Consiliului Științific Specializat, proiectul de hotărâre. Teza de doctor în științe medicale a competitorului Octavian Gramă cu titlul Argumentarea reorganizării rețelei de laborator a Serviciului Supraveghere de Stat a Sănătății Publice prezintă un studiu finalizat, are o evidentă valoare științifico-practică și aplicativă, o importanță semnificativă pentru domeniul de sănătate publică, în care sunt obținute rezultate importante în domeniul
respectiv științifice și practice în problemele managementului serviciului de laborator al sănătății publice, teza corespunde exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova, înaintate față de tezele de doctor în științe medicale la specialitatea 331.03 Medicină Socială și Management. Rog membrii Consiliului Științific Specializat să ne retragem pentru votare nominală, dar toți prezenți în sală vă rugăm foarte mult să rămâneți bine cu următoarele informații. Deci, în ședința Consiliului Științific Specializat din 26 octombrie 2022, în vederea conferirii titlului științific de doctor în științe medicale domnului Octavian Grama, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe medicale cu titlul Argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului supraveghere de stat a sănătății publice, au fost prezenți la vot 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, s-a votat pro 5 membri ai Consiliului Științific, contra 0, buletine nevalabile nu au fost. Secretar științific al Consiliului Științific Specializat, semnătura Angela Cazatu. Stimată audiență, stimat Consiliul Științific Specializat, îmi permiteți să felicit pretendentul, conducătorii, toți care au contribuit la această cercetare și acum domnul pretendent, deja nu chiar pretendent, dar deja cu mai multe situații din partea noastră cu vot de încredere, vă rugăm să cuvânt de încheiere în calitate de candidat la titlul științific. Vă mulțumesc încă o dată, stimate doamnă președinte, stimate doamnă secretar științific, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați miniștri, viceministri, secretari de stat, doamnelor și domnilor profesori, stimați privitori, prieteni și neprieteni, invidioși și neinvidioși, vă mulțumesc din suflet. Vă zic bună în continuare. Acestea fiind spuse, stimați colegi, stimată audiență, ședința se declară închisă.